Ziua bună, stimați privitori! Bine v-am regăsit din nou la televiziunea Grup Iubim Brașovul și astăzi avem un invitat special. E special pentru că și eu țin mult la el și dumneavoastră, pentru că îl cunoașteți mult din spațiul public, mai ales de la emisiunea de concurs de cultură generală pe care l-a gestionat și la care a fost imaginea publică de mult timp încoace. Dar nu numai pentru asta. Amicul nostru care astăzi este invitatul acestui canal online este Virgil Ianțu, cel pe care îl cunoașteți dintr-o groază, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, dintr-o groază de emisiuni televizate, gen vrei să fii miliardar, vrei să fii milionar, copiii spun lucruri trăznite, respectiv câștigă România. Acum nu vă ascund faptul că simt un pic de bucurie, cum se spune, machiavelică, pentru faptul că îl intervievez eu, pentru că acum vreo 3 sezoane la Câștigă România m-a intervievat el și sincer nu mi-a fost ușor, dar oricum, glumind, bineînțeles, îmi pare bine să-l avem aici în mijlocul nostru, în Brașov. Virgile, cum te simți aici la Brașov? Bine, vă salut. Să știi că lucrurile se pot schimba imediat. Deci pot să trec la... Știi ceva ce eu nu știu? E ca în tenis, știi? Când tu servești, dar la un moment dat ți se întoarce un retur puternic. Mă bucur tare că am venit în Brașov. Am întâlnit deja niște oameni foarte faini care au venit să povestim puțin, să afle mai multe și despre mine, lucruri pe care probabil nu le cunoșteau, și despre emisiune. Și m-am bucurat de întrebări faine. Tu ce faci? Fac bine, Virgile. Îmi place că acum am întors pe revere exact ca Simona la Roland Garros, bineînțeles. Te recunosc și nu e puțin lucrul ăsta. Îmi place ce ai vorbit. Am fost înăuntru când ai vorbit cu fanii tăi. Putem să spunem fanii tăi pentru că altfel nu veneau și fanii emisiunii, în fond. N-am să te întreb prea multe despre Câștigă România, pentru că știu că să ne spui oricum. O să te rog să spui cu ce consider că este mai bun formatul actual decât cel care a fost folosit la început în primele două sezoane. În primul rând că arată cu totul altfel, grafica este schimbată, ca să înțeleagă cât de cât lumea, prima ediție a emisiunii Câștigă România s-a făcut în undeva 3 săptămâni, ceea ce este imposibil. Adică, da, e practic, dacă mi-ar fi zis cineva, băi, în 3 săptămâni începi, eu n-aș fi pornit un asemenea proiect. Dar s-a întâmplat foarte repede, pentru cât timp au avut la dispoziție colegii mei, au făcut minuni oricum. Primul sezon n-are nicio legătură cu ce se întâmplă astăzi. Modificări de format, dacă mă întrebi acum repede, nici nu mai știu cum a arătat formatul în primă fază și uite... Deci eu am fost în precambrianul emisiunii, ca să zic, am un pleistocenul superior, glumesc acum, bineînțeles. Ne-am orientat după vârsta concurenților. Cu plăcere. Așa. Da, și asta facem de altfel, de la sezon la sezon încercăm să aducem modificări și cred că o să avem noutăți și în sezonul următor, în sezonul 6, fiind un format nou, se cer lucruri, da, e firesc și se așează formatul și e important că ne ocupăm de el. Pentru că el ne oferă chiar foarte multă satisfacție. Corect. Acum, nu știu ce feedback aveți voi ca echipă care realizează această, echipa de producție care realizează Câștigă România, dar să știți că este, cel puțin în cercul meu de prieteni, este extrem de vizionată și apreciată emisiunea în sine. Totuși, aș vrea să revin un pic la pleistocen, apropo de celelalte tipuri de emisiune care ai participat. Ce regret ai apropo de faptul că nu realizezi astăzi Vrei să fii milionar? Niciunul. A fost o etapă și cred în schimbări. A fost un format care mi-a adus multe satisfacții. A fost primul format. N-am cum să nu spun că da, m-a ajutat să mă formez, să învăț. Am învățat o grămadă de lucruri pe care le folosesc astăzi. Dar n-am niciun pic de regret că nu fac asta acum. Mă bucur de fiecare schimbare și de fiecare lucru pe care îl fac în acest moment. Oricum, nu-mi place să mă uit în urmă și să am regrete. Îmi place să mă uit în urmă și să văd ce aș putea să fac mai bun. Și exact acesta era și sensul întrebării mele, de fapt. Da. Dacă pot îmbunătăți ceva în viitor, ok, trecutul nu-l pot schimba și nici nu cred că trebuie să gândim așa. E foarte fain formatul, mi s-a potrivit foarte bine, l-am făcut cu mult drag.
Dar a fost o etapă care a trecut. E o nouă etapă, din fericire. Fac un lucru la fel care îmi place. În general am refuzat să fac lucruri care nu-mi fac plăcere, pentru că se simte. Se simte acest lucru. Și sper că... Eu sper cred în formatul ăsta, în Câștigă România, și sper să ajungă mai departe și să-i găsim forma ideală, cea mai bună formă a lui. De altfel, spre asta ne îndreptăm. Colegii din presa brașoveană te întrebau apropo de posibilitatea ca acest format să ajungă format internațional. Bine, eu știu câteva detalii, dar ar fi fain să ne spui tu. Da, există mari șanse, discuții sunt cele mai apropiate în America și în Canada. Cum spuneam, Whoopi Goldberg are o casă de producție și a văzut formatul și și-a arătat intenția de a cumpăra licența pentru Win Your Country, așa se numește în format internațional. Canada, știu că era o discuție acolo și mai sunt Elveția, bulgarii ar vrea să facă, ar fi extraordinar și pentru format și pentru noi, pentru tot ce înseamnă televiziunea din România, ar fi minunat ca un format românesc să ajungă în mai multe țări. Și poate că acest lucru ar însemna poate și permanentizarea ca număr de sezoane a formatului actual pe care l-avem în România. Că bănuiesc că există anumite probleme referitoare la... nimeni n-a făcut o planificare pentru hai să facem 25 de sezoane, dau un exemplu, și este greu să faci acest lucru. Bine, legat de probleme logistice, financiare sau de alt tip care apar în ecuația asta. Acum, aș dori să te întreb ceva și nu știu că ai spus și înăuntru în întâlnirea cu fanii acest lucru. Care este emisiunea care ți-a plăcut cel mai mult dintre cele pe care le-ai realizat la televiziunile unde am luat? Bănuiesc răspunsul, dar te rog să ne spui tu. Nu știu dacă bănuiești sau îl intuiești răspunsul. Cum spuneam, n-am făcut ceva să nu-mi placă. Probabil pot spune că Big Brother a fost doar o lecție foarte bună de formare TV, foarte bună. Am învățat ce-i live-ul și live de 4 ore, săptămână cu imprevizibil, cu schimbări pe moment, de moment efectiv. În timp eram în direct și mie mi se schimbau informațiile, trebuia să trec trec la alte prezentări. Nu pot să zic că mi-a fost pe suflet, dar am fost norocos că pot să fac formatul respectiv. Vrei să fii milionar, copii, spun lucruri ciosnite, Megastar, iar a fost un format în care am fost jurat și mi-a plăcut enorm, pentru că era și pe competențele directe ale mele. Am fost norocos să fac formate diferite. Da, am două ștampile pe cap, în frunte, vrei să fii milionar și copiii spun lucruri tăsnite, asta este. De fapt, asta mă refeream. Asta e evident și sper ca în continuare să fie loc și de a treia. De ce nu? Știi de ce te întreb? Pentru că, firesc, mi-a plăcut toate emisiunile pe care le-ai prezentat apropo de concursul de cultură generală, pentru că sunt un fan înrăitat acestor tipuri de concursuri de când au apărut pe media românească, dar sincer, mie mi-a plăcut cel mai mult, copiii spun lucruri trăznite. Deci, sincer, te invidiez apropo de relația pe care ai avut-o cu amici. Da, a fost foarte fain și s-a întâmplat în mod natural, deși nu știam că... Mie nu-mi plăceau neapărat copiii, nu-mi doream să am copii, nu-mi doream să interacționez neapărat cu ei în perioada respectivă, dar după ce am început să-i cunosc și să-i ascult, mi-am dat seama că sunt norocos și să fac emisiunea respectivă și să interacționez în așa fel și a fost o emisiune care m-a învățat mai mult decât pur și simplu ar face un format de televiziune și am avut satisfacții fantastice pe lângă premii, satisfacții să întâlnesc copii după mulți ani. Copii care au fost acolo în emisiune, chiar am niște exemple, un băiat, era un puști micuț, nu știu, 5-6 ani avea și spunea că el o să fie campion la raliu, că o să facă, o să dreagă, îți dai seama, la vârsta aia ești campion la orice. Și este campion național astăzi la raliu, are 20, da. Toma, nu știu dacă îl mai ține minte mult.
Toma, stai, că Toma e altul. Toma, de care poate ți amintești acum, e mare jazzist, pianist. Toma Dimitriu, da. L-am mai avut pe David Petcu. David Petcu fiind un puște așa micuț cu niște ochi frumoși, care zice, l-am lăsat să prezinte singur în locul meu. Am zis, măi, trebuie să plec, ești în direct acum, 3, 2, 1 și... Am plecat și... Ce grea emisiunea asta! Și am început să plângă, săracul s-a speriat. E actor, joacă în piese de teatru, joacă în filme, l-am văzut în filme. Sunt mulți pe care îi mai văd, vloggeri. Chiar am văzut o copertă de revistă în care am recunoscut doi dintre copiii care au fost la mine. Și întâlnesc pe unde mai merg. Știți că am fost la emisiune, știți că vă și văd mari sau niște domnițe. E un lucru fain, e un lucru fain ăsta. Foarte fain. Poate știți, poate nu știți, simile spivitori, dar Virgil are un site foarte interesant și dacă nu ați intrat vreodată pe virgilianțu.ro, vă rog să o faceți, pentru că veți găsi lucruri foarte interesante acolo scrise, mai ales în editorialul lui Virgil, și foarte multe chestii care vă pot educa. Citiți-l, că nici site-ul nu-l zic, așa cum nu-l zică și cartea despre care pomenește Virgil în emisiune. Și te-aș ruga în încheiere un gând pentru tânăra generație. E o generație foarte faină, spre care eu mă îndrept. Chiar și cu colegii vorbeam, măi, nu trebuie să neglijăm, da, e bine că avem un public fidel, dar vreau să-i câștigăm pe cei de 18-20 de ani, generația Z, spre care eu îndrept atenția. Știu că au nevoie de noi, știu că au nevoie să fie ascultați, așa, sună telefonul, știu că au nevoie să fie ascultați și ei sunt o generație fără inhibiții, fără, nu-și doresc să lucreze în corporații, nu-și doresc să depindă, sunt foarte independenți și de la ei avem, dacă ne uităm spre modul lor de gândire, avem de învățat foarte multe și vreau să mă prietenesc mult cu ei, că poate nu bătrânesc atât de repede. O generație foarte faină. Degeaba, n-aș vrea să mai aud vorba asta cu generația, că tinerii care nu vor, nu fac... Nu. Mă, de asta se aude de la Ramses al doilea încoace, că pe vremea mea făceam așa, nu? Eu nu cred în conflictul între generații, eu cred într-o comuniune, pentru că așa cum ei au de învățat din experiența noastră foarte multe, noi trebuie să nu uităm că lucrurile se schimbă în fiecare zi, se schimbă atât de repede tot ce ține de tehnologie, de absolut orice, și dacă nu suntem update, pierdem ritmul și chiar îmbătrânim. Da, trebuie să fim cu ei acolo. Mulțumesc tare, Fain, pentru prezența la emisiune. Să-ți dea Dumnezeu tot ce n-ai avut bun până acum, cum se spune pe la mine, pe la Maramă. Da. Și cine știe, poate ne mai vedem într-un platou de televiziune undeva, pe la un Câștigă România, parcă zice, la concurs, nu? Cine știe. Să fim sănătoși, mulțumesc tare, Fain, stimați privitori, pentru că ne-ați urmărit și l-am avut astăzi invitat pe nimeni altul decât pe Virgilianțu. Toate cele bune!